Opa! Ce faci tu, mă, acolo? Unde umbli, mă, tu noaptea? Și ce ai cu fetele? În Mihăilești sunt aici. În Mihăilești? Avem un breaking news. Avem în Mihăilești, da. Da, da, da. Așa, ia zi, de frumoasa Diana Marcu. Vrei să nu te arzi de la cocine, de la alea, de la lindelele acolo. Stai cu... Uite, mă, acolo, în spate, tot mai repede. Nu, o să ne ardem, pentru că are... E șemineu, e șemineu, m-am asigurat. E asigurat. E șemineu arde. Să nu, exact, să nu vii roșu pe partea. Da, și... Sunt e de ăsta, mi se pare că e electric. E electric, poți să iei cărbune în mână. Da, haide să intră. Bravo, bravo. Haide, că nu te mai întrerupem. Ia zi, care-i treaba? Hai să... Nu ne mai întrerupem. Suntem aici cu frumoasa Diana Marcu pentru că are câteva noutăți foarte, foarte interesante. Mai exact, a recurs la o procedură de slăbit. Diana, spune-ne, te rog, în ce constă această procedură și când ai efectuat-o? Bună seara! Vă salut pe toți și pe Dan. Nu vreau să rămână șocat, Dan, pentru că la câte intervenții mi-am făcut, el întreabă, da, ce mai aveai nevoie, da, ce mai faci? Asta, da. Când a zis, avem de data aceasta am apelat la un... Ele, da. Nu chiar la ce se referă. Da. Ți-ai pus un balon gastric, înțeleg, nu? Da, mi-am pus un balon gastric. Am optat pentru un balon gastric să pot să slăbesc foarte mult. Nu știu, să ajung la 48 de kilograme, îmi doresc. De la cât? Spune-mi tot. De la 68 de kilograme. Deci 20. 20. Oho. 20 de kilograme. În cât timp? Adică, da. Care e distanța de timp pe care tu ți-o dorești să schimbi? Să... 20 de ani. În 4 luni. Am plumez, mă. 5 kg pe lună nu e chiar așa greu. Nu e greu, nu e greu. Dacă păi, și în perioada asta trebuie să prima urmezi un regim, nu? Da, trebuie să fii foarte atent acum la ce mănânci. Exact. Cum mănânci? Da, acum am voie să beau doar apă și să mănânc doar zeama de la supă. Săptămâna viitoare doar supă cremă. Uh-huh. Săptămâna, adică cum ar veni, săptămâna a treia doar... blenduit, săptămâna a patra am voie doar pește cu orez și broccoli. Păi, fier. Că dacă făceai asta și fă balonul, bine, oricum, chiar dacă vreau să mănânc. Jur, nu? Balonul îți ocupă mare parte din stomac. Păi și... da, dacă mănânci chestia asta, oricum slăbește. Adică dacă... Da, risc exact. Să mănânci mult. Câtă supă să mănânci toată ziua? Câtă supă? Câtă zeamă? Păi da, dar știi cât mănâncă ea acum? Ca un ristret. Păi nu am putut, de exemplu, da, exact, am băut foarte puțin, nu știu. E la ordinul 50-70 de mililitri. Eu știi ce m-am... Sau cât? 250 de mililitri, am băut cu tot cu apă, cu tot, adică asta a fost toată mâncarea mea, cu tot cu apă și supă. Azi. Și efectiv tu nu mai poți să mănânci, nu? Adică este, nu mai are loc. Nu simți nevoia. Nu mai pot și de a mânca mai mult. Da, interdicție și la alcool? Nu simt nevoia, nu, dar și la alcool, la sucuri nu am voie la fel, să nu fie carbogazoase sau ceva de genul. Uh-huh. Dar problema este că eu mă simt, adică acum mă simt ca și cum aș fi mâncat, sătulă, nu știu. Da, dar încă vine deshidratarea. Mă simt balonată, da. O ai permanent. Dar eu sunt curios, nu intervine deshidratarea dacă tu bei 250 de mililitri? Adică nu e riscant pentru sănătate? Cred că tocmai de aia slăbești, că organismul se hrănește din resursele pe care le ai. Da, exact. Nu știu cum e cu apa. Apă sub... Mai altă chestie, ăsta e un balon de apă, de fapt, înăuntru. Nu, e un balon gol. De aia el se va rezorbi, se topește la un moment dat după un anumit timp. E cu aer? Eu cred că e cu apă. Da, exact, da. Este un balon care după 4 luni de zile el se elimină. Da, ai ceva în burtă și dacă, nu știu, dacă săreai un gel. Ca și cum am ceva în burtă, da. Da, da, exact. Car ceva, nu știu, da. Cu mine, nu știu. Când mă pup pe partea dreaptă, simt că îmi cade așa ceva, bum, într-o parte. Mă întorc pe stânga, bum, îmi cade în stânga. Da, înseamnă că e plin cu ceva. Da, pe asta zic. Trebuia să fie plin, ca cu aer. Da. Ce alte interdicții mai ai? Trebuie să fii foarte atent la ceea ce mănânci, nu știu. Nu ai voie să faci sport, de exemplu, sau trebuie să fii foarte atent la mișcările pe care le efectuezi. Am voie să fac mișcare din săptămâna a doua, adică mers pe jos sau o bicicletă, foarte puțin. Nu, adică am restricții la foarte multe chestii, deci nu am voie, nu știu, cel puțin lactate, nu am voie niciun lactat. Nu, nu știu, momentan dragoste, eu știu dragoste. Că doar trebuie să beau apă și trebuie să beau zeama la supă. La dragoste ești... Dragoste, da, nu, sex, nu. Nu, nu, nu. Nu, n-ai voie?
Nu, 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 nu. Trei săptămâni n-am voie, nici dragoste, nu. Hai să că se duce. Găsești o soluție. Da, mamă. Strânge sora, nu fi soț. Exact. Dar cred că el trebuie să adopte el în stomac și o anumită poziție. Vorbeam... E un corp este un coleg al nostru care și-a făcut și care ne spunea de efecte secundare ale altor pacienți. Dacă nu se așează unde trebuie, nu știu ce poate obtura. Păi asta că ți-a pasă ai, pe... Ai sucul gastric care se secretă de către anumite glande. Poți să dai ceva de nu-ți mai revin niciodată. Te-a chemat să-ți verifice poziția, adică te duci la control. Aoleu, nu mă speriați. Nu te speriem, Doamne ferește, nu. Te întrebăm dacă te duci să-ți verifice cum s-a așezat acolo. Da, la o săptămână jumate trebuie să merg să-mi fac o radiografie, da, să-mi verifice poziția balonului. Dacă nu, trebuie să-mi dea anumite poziții în care să dorm să se așeze să balonul. Să se așeze, da. Da, e destul de dificilă procedura, deși da, pare, foarte. Deși dacă pare la prima sparge... vedere mai ușoară decât o tăiere de ușoară, stomac. E mai ușoară decât o tăiere de stomac. E și ea destul de... Așa destul am de, dar de ce nu ai mers pe varianta tăierii stomacului, uite, de exemplu, poate care era... Că asta mai e invazivă. Ușoară și aolo, mai... Păi cine? Că eu am mers la doctor și i-am zis vreau să slăbesc, nu știu, îmi tai stomacul și a zis că nu se poate probabil așa ceva. Nu te încadrai. La tăierea de stomac îți trebuie să ai... Tăierea stomacului, exact. Da. Îți trebuie să ai acea obezitate morbidă. Și totuși nu a mers deloc cu niciun regim, adică era neapărat necesar să ți introduci acest balon? Nu puteai să ții pur și simplu regimul? Oricum e un regim. Am ținut regim și anul trecut am ținut regim. Am mers la sală, dar problema este că de când am participat în gala RXF, am luat niște proteine, m-am îngrășat și nu am mai reușit să mai slăbesc. Bine, mergeam la sală, țineam o săptămână și atunci când țineam, mă puneam pe cântar, vedeam că nu slăbesc, venea să nu mai țin, mă supăram și am zis că mai bine apelez la balonul gastric și este mult mai ok. Dar, Dana, să spune, te rog, că ai apelat și la o firmă de catering, nu, care ți-aducea mâncare acasă? Desigur, da, am făcut un contract. Un contract, da, și mi-aducea mâncare acasă, am mâncat o zi, două, trei, iubitul meu venea cu... Da, mâncarea era... Da, nu e o firmă de catering, este o firmă care pe gramaj. Îți oferă un regim, un program alimentar, pe baza unui program, da. Un regim, și îți oferă micul dejun, eventual gustări și mesele următoare, prânzul și cina. Sunt vreo două, trei firme foarte cunoscute în București care fac treaba asta, da. Da, na, acum depinde... Da, și eu tot cu acelea, da. Am apelat la ei, am mâncat două, trei zile, după iubitul meu mâncat de la Mac. Și dacă el mâncat de la Mac, uite cum făceam, venea mâncarea dimineața la ora 7. Da, și tu trebuia să... Pe la ora 11, 12 mă trezeam eu, o dăteam la o parte și comandam Mac, de când mă uitam la ea. Da. Da, pentru că nu sunt... Adică ele sunt gustoase, strașile. Am mâncat și vreo două zile, mi le-au dat așa drept. Și ai renunțat la iubit sau la Mac? Nu, a renunțat la mâncare. La mâncarea de la firmele. Am renunțat la mâncare, nu la iubit, clar. Da, deci trei luni... Cât ai spus că durează până se rezoarbe acel... Patru luni de zile. Deci, revelion, sărbători, te uiți la sarmale nici ca... Nici măcar nu mănânci șorici de porc, nu mănânc nimic. De ce nu ai început, nu ai apelat la treaba ta de la începutul anului următor? Păi am zis să nu mai cumpăr porc de Crăciun. Bravo. N-ai vreo soluție să nu mai cuveni nici brad? Să faci ceva cu ace de brad. Nu. Vudu cu ace de brad. Da. Nu, pentru că vreau să vă zic, vreau să vă invit săptămâna viitoare să împodobim bradul împreună. Am o lună de zile de când îmi organizez bradul și alerg la universitate. Credeam că vei ne invit la masă, că ai luat o cutie de iaurt de 250 de mililitri să ne dai la toți. Deci dacă împodobim bradul fără să mâncăm, ce facem? E o împodobire de brad fără jumări și sarmale. Fără finalizare. Păi facem și niște sarmale acolo. Acum asta este. Mici. Un pic de morincă de aia de la Maramureș. Tu le cinci și noi le mâncăm. Niște sarmale boabe. Exact. Am înțeles. Păi atunci n-are rost să te mai întrebăm unde faci Revelion, unde faci Crăciunul, că mai rău te întărutăm. Pare distractiv. Nu știu, cred că o să plec din țară de Revelion, de Crăciun nu o să stau acasă, dar toată lumea o să mănânce și eu o să... Ai voie să zbori? Cu supa. Bine, eu cu supa. Da, pentru că mi-au făcut buletin la balon.
Și așa. Îmi scanează buletinul. Că trebuie să am buletin pentru balon, că altfel cred trebuie să am buletin pentru balon. Da, altfel e foarte serioasă treaba, pentru că se poate, Doamne ferice, dacă se întâmplă ceva în avion, nu, de la presurizare, oamenii trebuie să știe. Nu, s-ar putea să fie altceva. S-ar putea să fie considerat că tu care altceva după tine. Da. Plus și asta. Să fie considerat că intri prin... Și asta mi-a zis. Da. Exact. Știi, când intri acolo... Sau ai, de exemplu, o anuliță mai mare, trebuie să-i faci la aia buletin. O anuliță mai mare. Uite, am un furuncul. Nu, dar e metodă de cărare a drogurilor. Ca târci, dar mă rog, prin alte orificii. Plus că la femeile gravide asta de obicei e tehnica. Da. Deci... Am înțeles. Horatiu, dacă mai ai tu ceva de... Pe șemineu acolo. Exact. De întrebare. Da, are o mică supărare, Dana Marcu, și anume faptul că nu te mai caută prietenele, nu? Aoleu, am postat pe Instagram acum ceva zile că... Bine, câteva zile că nu mai mă caută nicio prietenă. Din 7 prietene ale mele, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, chiar nu știu. E sigur erau prieteni? Doar una, bine, cu una mai vorbesc așa, din când... Păi și nu le-ai sunat? Din când în când. Nu, cred că e asta cu slăbitul. Dar de ce să le sun? Dar de ce să le întreb eu? Poate și din, din cauza faptului că ai o casă foarte, foarte frumoasă. Nu cred că, sunt invidioase de asta, dar pe bune vorbesc. Deci din 7 prietene, de 6 luni de zile, nu m-a contactat nimeni. Acum nu știu ce au pățit. Chiar nu știu. Și nici nu le-am sunat să le întreb. O fi făcut copilul ceva. Pentru că... Da. Da. Dubios. Nu le-am sunat. Right, nu, să nu le sun. Nu, tu nu sun, ele nu sună, da. Asta e. Baftă multă, ai grijă, ai grijă cu regimul și cu tot ce implică mișcări bruște, întors după parte pe alta. Păi da, e periculos. Da, da, da. Și să ne vedem la minus 20.